La vremea durerii te voi ajuta. Și care este acea vreme? Astăzi. Chiar acum, zice Domnul. El este prezent cu noi aici, prin făgăduință, pentru a ne ajuta. El este prezent lângă tine, lângă mine, lângă fiecare dintre noi și se va adresa specific Sufletului nostru. Ne va face să înțelegem nu ce s-a spus, ci ce a intenționat Dumnezeu să înțelegi tu din cuvântul acesta. Trebuie să încep prin a mulțumi și audienței noastre online care ne-au uh, binecuvântat cu niște mesaje copleșitoare, chiar când eram aici în bancă. Uh, mulțumim acestor oameni care ne încurajează. Aseară am dat soție, zic, citește și tu că nu poți să citești mai departe. Ce au scris oamenii că simt prin părtășia lor cu noi aici, în locul acesta. Așa cum spunea fratele Dobrin, am avut o săptămână binecuvântată și mă bucur din suflet că frații au ținut cont de sfatul care li s-a dat. Și anume, nu veniți în fața adunării să citiți oamenii ca și când ar fi analfabeți. Nu. Nu mergi cu scrisoarea la preotul să-ți citească preotul. Nu mi-a scris la învățătorul de la școală, că mi-a scris meu din armată, dar eu nu știu să o citesc și îmi citește învățătorul. Noi, noi nu suntem acolo prin harul bunului Dumnezeu și am rugat învățătorii din săptămâna aceasta de rugăciune, pe care, care mi se pare că a fost cea mai frumoasă dintre toate, i-a rugat, tu care citești altora, ție nu-ți citești acasă, înainte să vii aici. Și tu care înveți pe altul, pe tine nu înveți și mă bucur foarte mult, am, am participat la întâlnire, am luat notițe serioase din prezentările care au fost, au fost au avut loc aici în adunarea noastră. și Astăzi avem penultima din săptămâna noastră de rugăciuni. E pe baza unui articol pe care unei colecții de citate din Cartea Hristol, Dumina Lumii. Cei mai mulți dintre noi ați citit-o și dacă cineva nu a citit cartea aceasta, o recomand cu mare căldură. Oameni mari care au citit-o au vorbit frumos despre ea și mulțumim lui Dumnezeu pentru darul acesta. Autoarea articolului este Elena care a avut o carieră de 70 de ani de slujire în biserică. 70 de ani. Înseamnă că mai ai speranță chiar și pentru mine, că eu n-am decât 50. Și atunci mai e un pic, da. Nu știu dacă, văd că v-a speriat, nu știu în sigur dacă toți 20 îi facem aici, adică diferența. Dar cine știe ce scrie în cartea? Nu știm lucrul acesta. De aceea trebuie să ne supunem lui Dumnezeu în dragoste. Dovada adevăratei ucenicii. Noi suntem niște oameni, în speță, adventiștii sunt, apreciază problemele de natură intelectuală, genială, artistică. Ei au făcut un cult, conducătorii, fondatorii mișcării au fost niște oameni pregătiți intelectual și... Ei au pus mare preț pe lucrul în speță William Miller. El devine un... E fost să se ist înainte, devine creștin, dar nu încetează să-și folosească mintea pentru a înțelege Scriptura și uneori chiar alunecă din cauza acestui lucru, înlocuind pe Dumnezeu cu mintea lui și invers. Dar vreau să spun că se pune un mare preț pe a gândi, dar nu vine, nu vine de la oamenii aceștia, ci vine de la Dumnezeu lucrul ăsta judecați voi, Dumnezeu apelează la noi, judecați voi. Și noi suntem foarte atenți să judecăm uh, dovezile, evidențele, într-un caz sau altul. Este o singură zonă în care, cred eu, aș vrea să nu folosesc un cuvânt greu, dar ăsta ar trebui folosit. Uh, o carte pe care a scris-o Günther Waldraff în Germania se numește Jos de tot. Suntem jos de tot la acest capitol și anume, în ce privește părerea noastră despre noi înșine. Noi ne trebuie dovezi în toate domeniile, cerem evidențe serioase. Când e vorba despre noi, aici am observat eu personal, începând cu mine, cu casa mea și cu vecinul. Aici am observat că suntem foarte les necrezători. Nu avem nevoie de nicio Suntem așa convinși cu privire la starea noastră. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Unde este dovada, întreabă? Nu, no, nu. aici nu se cere niciun fel de dovadă. Aici nu se cere evidență, aici nu este cercetat un lucru, este înghițit, complet nemestecat. Și dialogul acesta este, este tulburător dacă ne uităm și-l ascultăm în, în realitatea și în prezentarea lui, rămânem uluiți pur și simplu. Sunt bogat! Zice cel din năuntru, sau cea din lăuntru, eu și tu. Cel de la ușă, ce zice? De ce stare că știți? Se ia. Yeah. Da, foarte bine ai zis. Nu, no, ești sărac. M-am îmbogățit, zice cel din Ce zice cel de la ușă? Nu. No zice, te-ai nenorocit, ești ticălos și ești sărac. Nu duc lipsă de nimic, spune cel din lăuntru, sau cea din lăuntru, ce spune cel de la ușă? Ești orb. Iubitii mei, având în vedere că acest dialog este atât de real, aș dori să vorbesc despre importanța dovezi sau a evidențe. Tu consider că ești un ucenic al lui Isus. Bine faci. Bine faci. Care e dovada că e adevărat lucrul ăsta? Te-ai controlat? Eu îi spuneam fratelui Dolan, zice, ai tensiunea 240 sau 260. Vezi de treaba ta. Zic, eu am tensiune de aviator, am 120. Și el zice, uite, Aparatul meu zice că atâta, ai, doar un rugina aia de acolo, zic, nu o știe ăsta mai bine decât mine. Păi hai să luăm cu altul. Și am luat cu altul și era la fel. Ce crezi tu despre tine, cu ce știe Dumnezeu despre tine, sunt două lucruri care pot fi la mare distanță, chiar la distanță astronomică și este important pentru tine. Așa cum te duci la doctor, cum fusei eu de une zi, Așa cum te duci acolo să fii controlat, să fii măsurat, să fii verificat, așa să faci cu sufletul tău. Nu ascunde capul în nisip, nu înghiține nemestecat ce crezi tu despre tine. Lucrul ăsta nu are nicio valoare. Domnul, i-am spus, bunule meu, prieten, doctor, domnul, doctor, mă simt enorm de bine, extraordinar de bine și a spus, nu, 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 nu. A spus, nu este vorba de cum ne simțim noi, ci este vorba de numere. Nu este vorba de ce crezi tu despre tine, ci este vorba de ceea ce spune marturul credincios și adevărat. Acesta e lucru de care avem cea mai mare trebuință acum. Vreau să știu adevărul despre mine. Dar mă simt așa de bine. Nu, am nevoie de adevărul despre mine. Bine, dacă vrei să știi adevărul despre tine, ești la două minute sau mai puțin de moarte vorbeam astăzi, azi dimineață despre sfârșit. Pe deasupra capului cuiva scrie, e vremea sfârșitului. Menționam pe predicatorul care a predicat la popa și în timpul predicii a spus, ne vedem pe nou pământ, fraților, și a căzut. A căzut acolo. Deasupra lui scria, e vremea sfârșitului. Enumărătoarea inversă se apropie. Cine poate să știe așa ceva cu privire la el însuși? Și dacă este ceva important în această perspectivă, este să știi adevărul despre tine. Nu, nu este cazul să trăim din acest fel de impresii cu privire la noi, de păreri, de, oh, vecina mea mi-a zis de bine, vecinul mi-a zis de bine. Discutam aici la grupa școlii noastre de sabat. Păi da, da, uite, cineva a avut o experiență din aceasta de moarte clinică și a văzut un tunel și a văzut așa și am spus, e foarte... Și mie mi-a povestit cineva personal și am spus, este foarte frumos. Bine că te-ai simțit bine, te-ai întâlnit cu bunica, da, m-am întâlnit cu bunica. Bun, nota 10, dar asta nu este bază pentru o învățătură, pentru o doctrină sau un crez. Este o experiență subiectivă a ta, nu sunt eu judecătorul gândurilor sau visurilor cuiva. Dar lucrul acesta nu poate constitui temelia unei învățături. Băi, dacă a văzut așa cu tare, înseamnă că putem să spunem lucrul ăsta. Nu, nu se poate așa ceva. Dacă tu crezi despre tine și dacă eu cred despre mine și noi credem despre noi, un lucru sau altul nu înseamnă că acest lucru este Adevărul îl are numai cel care se numește adevărul însuși. Așa că este important, foarte important, să avem dovada că suntem ucenici ai lui Isus. Eram într-o grupă de școală de sabă și ei vorbeau despre că au de gând să evangelizeze lumea, să dea, să numea Marea Strigare, să numea Luminarea Pământului, să în, studiul acesta. Deci discutau despre ei, ce or să facă ei. În mijlocul lor acolo era un om în vârstă, un om în vârstă, sărăcăcios răcat și cu o față tristă de om uscat de foame. Așa arăta omul acesta. Era complet, complet izolat. Nimeni nu vorbea cu el. Stătea pe un scaun cu mâinile încrucișate ca rugăciune, așa. Și nu vorbea nimeni cu el. Toată lumea era angajată în dezbatere și în asta. Dumnealor plănuiau să evangelizeze pământul. Dar în mijlocul era un singur om. Și am întrebat pe pânărul, tânărul pastor, zic, că, pentru o persoană ca persoana asta, zic, că ai vă un loc în lucrarea ta, și mi-a spus că nu. a spus direct și deschis. Nu. Bine. Mă bucur că are Dumnezeu, că ar fi vai de sufletul nostru dacă Dumnezeu nu ar avea. De asta e nevoie, absolut, e strict necesar să cer de la Dumnezeu adevărul despre tine. Dăm rezultatul analizelor sufletului meu. Spunem cum stau în problema asta. Spunem că sunt bolnav de cancer. Spunem că sunt bolnav pe moarte. Spunem că mai am două minute să trăiesc, dar spunem adevărul. Aș vrea să nu mor mințit vorba doctorului Cristian Barnard. Iubitii mei, în Ioan, capitolul 13, 34, găsim două lucruri capitale, între care unul este dovada adevăratei ucenicii. Evidența. Argumentul. Așa cum este, acolo se găsește acesta. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi, unii pe alții. Acesta e punctul 1. Este dimensiunea iubirii la care suntem chemați noi și spre care mergem cu ajutorul lui Dumnezeu. În direcția aceasta. Niciodată nu, nu zic că am ajuns acolo, spune Pavel. Nu, nu. Dar, dar, mă îndrept spre ținta aceasta. Aceasta mi este ținta, mă îndrept spre ea cu fiecare vorbă care o zic, cu fiecare zi pe care o trăiesc, mă îndrept spre această țintă. Cum v-am iubit eu așa să vă Există o desăvârșire în dragoste, spune Biblia, și există o nedesăvârșire în dragoste, tot în 1 Ioan le găsim pe amândouă Acestea sunt semne clare. Și eu pot să știu despre mine, din felul cum trăiesc și cum sunt legat sau dezlegat de cei din jurul meu, pot să știu adevărul despre mine dacă vreau lucrul ăsta. Dar dacă nu, voi spune împreună cu Ahab, nu, nu-mi place mie cum predică mica acesta, lasă l pun pe ăsta în pace. Păi, păi ce predică, nu știu, dar nu-mi place. Pe păi atunci nu știi ce nu-ți place. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu așa, să vă iubiți și voi unii pe alții. Aceasta este dimensiunea iubirii. Și punctul 2, dovada acum, evidența, argumentul că ești ucenic al lui Isus. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste, unii pentru alții. Noi am pus semnul uceniciei pe fel de fel de lucruri secundare. Niciodată Dumnezeu nu a spus aceasta, sunt concluziile noastre acestea. Dar cuvântul acesta, este venit de la el. Aceasta este dovada uceniciei. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Noi ne concentrăm foarte mult, sau știu eu cât de mult, ce facem, cum împlinim, cât împlinim, ce nu facem, unde suntem. Nu, aceasta este. Împlinirea nu este a face un lucru sau a nu face altul. Uite, puterea a făcut așa, puterea n-a făcut așa. Nu este aceasta. Împlinirea a legii este altceva. Cine îmi spune? Împlinirea. Sigur că da. Dragostea este împlinirea legii, nu a face și a nu face. Nu. A face și a nu face. Dragostea este împlinirea legii. Din ea izvorăște a face și a nu face? Sau din absența ei? După aceasta va măsura Dumnezeu. Dovada adevăratei împliniri nu este a face sau a nu face. Dovada adevăratei împliniri este a iubi sau a nu iubi. De acolo vine adevărata împlinire. Pentru că acesta a fost contextul și eu m-am -am bucurat enorm că adunarea noastră a fost chemată personal. Noi am răspuns personal la această săptămână de rugăciuni despre ucenicie. Eu am avut o săptămână de tulburări sfinte, aș vrea să spun, cu privire la acest capitol. E tulburător. Dumnezeu nu ne-a chemat niciodată să fim episcop sau pastor, să fim membri sau să fim uh, artiști sau altceva, ci ne-a chemat să fim ucenici ai Domnului. În indiferent ce facem. Degeaba sunt eu aici predicator dacă nu sunt ucenicul lui Isus. Complet degeaba. Este o urăciune a pustirii într-o biserică aceasta. Predica mea și lipsa uceniciei mele, lucrul acesta. În casa mea, oh... Este ceva care duce la nenorocirea copiilor mei când ei vor vedea că predica mea nu izvorăște din ucenicia mea, probabil din intelect sau din alte. Aceasta e cheia vieții. De aceea Isus nu a chemat pe nimeni să fie altceva. El nu ne-a chemat pe noi să-i facem pe copiii noștri doctor sau muncitor sau pilot sau aviator. Sau... Nu ne-a chemat la aceasta. Ne-a chemat toți fii. tăi, spune cartea profetului Isaia, vor fi ucenici ai Domnului. După lucrul ăsta pot fi orice sub ceruri. Poate să ajungă un șef de stat care nu este un ucenic al Domnului. Este cea mai mare nenorocire care poate cădea peste o țară. Un pastor într-o biserică un preot, un episcop, papa sau oricine ar fi pe lumea aceasta care nu este ucenic al Domnului mai întâi și primordial și fundamental, omul acela, ființa aceea, este un blestem pentru casa lui și pentru lucrarea lui. Și mă rog să nu rămână nimeni sub blestem. Lucrul acesta ne este spus aici. Și când i-a chemat pe ucenici, le-a spus că aveți o singură treabă de făcut. Fac un singur lucru, spune Pavel. Și care a fost singura lucrare la care i-a chemat Iisus pe ucenicii lui? Cine poate să spună? Cum? Să se iubească unul pe altul, dand? Luc lucrarea, lucrul. Veniți după mine și vă voi face? Pescari de oameni. Aceasta e chemarea. N-a fost nimeni chemat pentru altceva. Dar pescar de oameni nu este așa cum am auzit noi predici din astea șmecherești. Vezi ce momeală pui ca să-l prinzi pe unul de la vecinul, să-l tragi la tine în grădină, zvârle plasa așa, fă liniște, nu vorbi când arunci plasa peste pești, tot felul de șmecherii de felul ăsta. Nu, aici nu scrie de pescuit de pești. Așa ne comportăm cu peștii. Aici scrie de pescuit de oameni, care oameni trebuie să pescuiți? Cine îmi spune? Oh, uite, tu nu trebuie să pescuit acum. Cine trebuie pescuit? Cel care a naufragiat. Cel care a căzut peste bord în apă cel căruia a fost înfipt un cuțit în spate ca să-i curgă sângele și apoi a fost aruncat la rechin de către ofițerii ta din Taiwan. Asta înseamnă pescar de oameni. Nu șmecheri din acesta cu mumela și cu undicioara și zici una înseamnă alta și manipulezi și... Nu! No! Pescar de oameni! înseamnă să te arunci în ajutorul celui care este în primejdie. Deschideți gura pentru cel care nu poate vorbi, spune în carte. Vorbește pentru el. Întindeți mâna și scapă pe cel nenorocit și care este aproape să piară. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu mai departe, dacă te faci că n-ai văzut și că nu știi, crezi că nu vede cel ce cercetează inimile, că ai văzut și știi și ai auzit strigătul sufletului acestuia și totuși te-ai împietrit și te-ai Când veți accesa internetul și veți găsi acolo românii care au fost aruncați de pe bord, care au fost scoși din container și aruncați de pe bord, veți găsi că unul dintre ei a stat în genunchi în fața acestui ofițer și l-a rugat pentru viața lui în genunchi. Nu s-a mai putut. Ceilalți s-au ascuns de spaimă când au văzut bătăile cumplite care au fost date acestor copii, un adolescent care îmbrățișează, nu vreau să-i spun numele, că mi-e teamă că aude mama lui și nu vreau să-i răscolesc sufletul. Dar am fost în casă, am fost în casă, am vorbit cu această mamă, al cărei copil, al cărei băiat, 21 de ani, a fost aruncat peste bord. Eu cu Domnul Hristos în cămașă lungă nu m-am întâlnit, dar eu cu Domnul Hristos în suflete de oameni să știți că m-am întâlnit. Și noi toți ne-am întâlnit. Undeva ne-am întâlnit cu Mântuitorul. Am întâlnit acolo chipul lui în această mamă, al cărei copil a fost aruncat peste bord. Și vreau să vă spun că în două locuri am mai văzut acest fel de iertare. Unul pe cruce, când s-a spus iarte că nu știu ce fac, și al doilea, când Ștefan a spus, nu le ține în seamă, Doamne, păcatul ăsta. În două locuri am mai văzut așa ceva această mamă iubită ne-a invitat la masă, sora Ana, Ana Sângerzal. Ne-a chemat la masă și acolo ne-a spus, între alte lucruri, cu privire la, la, durerea sufletului ei, a spus, cu ce ai rămas din asta? După unul a rămas cu cancer în suflet, unul a rămas cu sete de sânge, unul a rămas cu... Depinde fiecare cu ce a ales să rămână. Cu ce ai rămas din lucrul acesta? Am întrebat. Și de însă a spus, zice, a rămas un singur lucru. De câte ori se deschide ușa și poarta la casă, mereu mă uit, poate vine. Și îmi spus sora Ana, zic, hai să te uiți de multe ori, dar odată ai să, ai să vezi asta. Așa a promis Dumnezeu. Ai tăi se vor întoarce din țara vrăjmașului. Aceasta e promisiunea lui. Dar cum rămâne cu oamenii aceia căror cruzime barbarică au spăimântat pe filipinezi, nouă filipinezi au evadat de la bordul vaporului, când a văzut așa crimă, așa omor, să tai de viu un om, să-l arunci la rechin și uh, când au văzut purtarea acestor ofițeri și nu sunt dumneai, dumnealor, toată țara este cu sângele asupra ei din cauza că n-a ieșit în stradă când oamenii aceștia au fost spălați și scoși afară. Nu e vinovat. De ce nu e vinovat, domnule judecător, de la Curtea Supremă? Nu e vinovat pentru că nu s-a confirmat că oamenii aceia au murit când au fost aruncați în apă, nu s-au găsit cadavrele, deci ca atare nu este vinovat de așa. Poftiți în stradă! Știți că niciodată o biserică nu rămâne nevinovată când în mijlocul ei se comite o crimă de felul ăsta. No, eu nu am zis, alții hotărăsc acolo. N am ridicat mâna și eu, dar Nu, no, asupra... nu... No. Niciodată să nu luăm lucrul ăsta ca și când ar fi cineva o insulă. Dar aceasta, aceasta nu înseamnă să fii pescar de oameni. Aceasta înseamnă să fii ucigaș de oameni. Să vezi pe cineva care este într-o situație ca aceasta și să-l arunci peste bord știind că acolo îl așteaptă rechinii. A dispărut imediat, a spus un filipinez, zice, imediat cum au căzut în apele reci, au fost spulberați, au dispărut de acolo. Dar tot acolo și observați, este ceva, ceva mișcător. Oriunde pe pământ există aceste două posibilități despre care noi am vorbit azi dimineața aici la, la momentele de meditație când am spus că păcatul începe prin a fi o posibilitate. Și la fel Mântuitorul nostru Hristos Iisus este o posibilitate. Pe același vas, un ofițer filipinez găsește un alt român ascuns într-un container. Și scrie aici că omul acesta, îngrozit de crima pe care o făcuse ofițerii taiwanezi, l-a ascuns pe românul acesta până a ajuns în portul Halifax, în Canada. E un preț de plătit când ești pescar de oameni? E un preț de plătit sau nu? Este. Dacă se știa faptul lui, ar fi fost executat el în locul acelui băiat. Nu. L-a ascuns l-a ascuns și l-a dus cu bine. Și dacă vreți să știți, domnul Pașcă se numește, locuiește acum în Chicago și e tată de cinci copii. Dacă vreți, poate vorbiți cu el, poate îl vedem aici la adunare vreodată. Ne-am bucurat, dar nu se mai poate să, să vedem și noi cum a fost dumnealui ajutat de Isus sub acoperământ, sub formă de ofițer filipinez. Acesta era Isus în persoana Sfinților Săi. Nu știu dacă înțelegem bine diferența, dar uh, fratele Puțoreanu spune aici la școala de sabat că uh, de multe ori omul se coboară sub nivelul animalelor. Păi zice, seamănă un om care aruncă pe altul după bord, dar nu suna, știu de predica mea de astăzi. Zice, seamănă unul care îmbrâncește pe cineva după bordul bisericii și îl aruncă în apă. Seamănă omul ăsta cu un delfin care îl ia în spate și îl transportă la, la țărm, zice ăsta. Nu-i delfin ăsta, e rechin. E altceva. Așa că e, rămâne o posibilitate pentru noi să fim un delfin sau să fim un rechin. Este o posibilitate aceasta. Este o alegere. Și lucrul ăsta nu, nu e nevoie să fim pe un vas din Taiwan să facem lucrul ăsta. Printr-un cuvânt, prin orice fel de purtare a noastră, suntem una sau alta din aceste două lucruri. E, a, am. O pagină pe care aș vrea să o ascultăm așa cum este și să o ascultăm nu cu urechea, ci cu sufletul. E din aceeași carte pe care v-am recomandat-o, Hristos, Lumina Lumii. De dragul nostru al oamenilor, iubirea de este mișcată până în adâncurile ei nebănuite. De dragul nostru dar îngerii rămân uimiți de sărăcia recunoștinței noastre. Sărac în recunoștință. Am înțeles că sunt sărac în cele aur și argint, dar sărac în recunoștință? De ce trebuie să fiu sărac în recunoștință? Aici poți să fiu bogat. Poți ești sărac pe scara socială, dar poți să fii foarte bogat sufletește. Sau poate ești foarte bogat pe cara, scara socială și extrem de sărac sufletești. Sunt niște valori, niște dimensiuni care joacă diferit. De... Iubirea divină este mișcată și îngerii sunt uluiți de o așa sărăcie de recunoștință. Îngerii se mire de superficialitatea cu care noi apreciem iubirea lui Dumnezeu. Superficial. Oh, thank you. Yeah. Nu, stai puțin, stai puțin, stai puțin. În spatele acestui lucru este o gândire, o simțire, o trăire, de aceea omul ăsta. Cerul este indignat la vederea neglijenței cu care tratăm sufletele oamenilor. Eu v-am trimis să fiți pescari de oameni, nu, nu rechini de oameni. Și Pavel de aceea spune, bă, păi e treaba nu știu cui. Nu. Cine cade, și eu să nu ard. Pe mine mă doare sufletul de copilul fiecăruia care nu. Se uită în altă direcție deocamdată. Și îl, îl simt ca pentru copilul meu, așa, mă rog, și eu la fel. Doamne, deși omul ăsta a bucurie care mi-ai dat-o mie. Cerul este indignat la vederea neglijenței cu care tratăm sufletele oamenilor. Ați vrea să știm cum privește Isus lucrul acesta? Vă rog să fiți foarte atenți că avem o expresie cheie aici. Ați vrea să știți cum privește Isus lucrul acesta? Uite cum. Ce ar simți un tată și o mamă atunci când ar ști că fiul sau fica lor, pierdut în frig și în zăpadă, a fost ocolit și lăsat să piară de aceea care ar fi putut să-l scape? De ce nu mi-ai spus mie că trebuie să plătesc nu știu cât în port amendă când ajung? Că mama și-ar fi vândut un rinic imediat și plătea băiatul. Pentru ce nu mi-ai spus mie lucrul ăsta? De ce nu? Dar ei au ocolit și au lăsat pe fiul sau fica lor pierduți în frig și zăpadă. Lăsat să piară de aceea care ar fi putut să-l scape. Nu ar fi ei teribili, părinții aceștia, n-ar fi ei teribil de îndurerați și consumați de o indignare sălbatică. Nu ar denunța ei pe ucigașii aceia cu o mânie tot așa de fierbinte ca lacrimile lor și tot așa de intensă ca dragostea lor. Suferințele fiecărui om sunt suferințele copilului lui Dumnezeu și aceia care refuză să întindă o mână de ajutor către aproapele lor care pieresc, stârnesc mânia lui Dumnezeu îndreptățită. Aceasta este mânia mielului. Ați citit în Sfânta Scriptură. Dealul și munți cădesc peste noi și acoperiți-ne de fața celui ce vine și de mânia mielului. Este suferința lui Dumnezeu în fața neglijenței omului față de om. A desconsiderării, a înjosirii. Oamenii vor da răspuns pentru orice cuvânt vătămător pe care l-au rostit vreodată. Știu lucrul ăsta. Și mă rog lui Dumnezeu personal în privind aceasta, pentru că trebuie să zic multe vorbești. Mă rog să nu spun vreodată astfel de vorbe N-ar fi oamenii ăștia teribil de îndurerați și de consumați, de o indignare sălbatică, n-ar denunța ei pe ucigașii aceea. Suferințele fiecărui om sunt suferințele Copilului Dumnezeu și aceia care refuză să întindă o mână de ajutor către aproapele lor. Mie mi-ați făcut, a spus Isus. Când te-am văzut noi? nu mai văzut pe mine, dar l-ai văzut pe băiatul ăla care a sărutat pantofii ofițerului Cizmele și a stat în genunchi pe puntea vasului și a spus, nu mă omor, n-am decât 18 ani. Nu mă tăia și mă da la rechin și... Iar el a dat ordin și... Aceasta este mânia mielului. Acelora care pretind a fi părtași cu Hristos și care totuși au fost indiferent la nevoile semenilor lor, el le va declara în ziua judecății, nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi lucrători, ai fără de legi. Bine, da, așa cum e întrebarea, ce să fac ca să, să ajung aici? Mântuitorul nu cere de la nimeni să se străduiască a face astfel de roade. El le spune doar, rămâneți în mine, și dacă rămâneți în mine, veți aduce multă roadă. Altfel, orice fel de strădani e despărțiți de mine? Nu, nu, nu ducem nicăieri. Poate ești ucenicul acela fugar, care ai fost însărcinat de Dumnezeu cu o lucrare pe pământ față de casa ta și față de copii și de uh, oamenii. Poate ești acel ucenic fugar care te-ai suit pe Corabia din Tars. Nu te-ai sui din greșeală, nici din neînțelegere. Am auzit aici niște comentarii cum că n-ar fi înțeles. Dacă nu înțelegi nici de la Dumnezeu, n-ai de la ce să mai înțelegi. Și mă tem că neînțelegerea e în altă parte. Adică spune Pavel, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești când am fost chemat, că puteam, dar n-am vrut. Acesta este răspunsul și eu nu a fugit de misiunea aceasta să fie pescar de oameni. Nu. Eu sunt pescar, dar nu de te găsi cu cine. Și tu pe mine mă trimesc și tu la cine. Orice, dar așa ceva. Viața lucrează în felul acesta? Am văzut părinți care au disprețuit unul dintre copiii din familie și, nu știu, afară de Dumnezeu, nu avea cine să-i dea chiar în grija acelui copil singur și ultimul care a vrut să aibă grijă de ei. După ce acesta a suferit atât de... O, era o doamnă. Ea, dumnea ei învățase de la Domnul Hristos. Iona fuge. Și Domnul îi spune, nu, vină cu și fi pescar de oameni, dar nu, nu -mi place mie. Păi nu, ai încredere în mine, dacă eu te chem pe tine să fii pescar de oameni aici în Ninive. Ai încredere în mine, eu știu unde te trimit. Eu știu ce am de gând să fac. Și iubiți frații, atunci când întoarcem spatele lui Dumnezeu, în mijlocul la cea mai răsunătoare biruință evanghelistică din istoria lumii, auziți dumneavoastră, el a câștigat tot orașul ăsta la credință, necunoscând pe Dumnezeu, el este mizerabil. El suferă la marginea orașului. E chinuit rău de tot în mijlocul la cea mai mare biruință. Și ce te chinui, frate? Păi uite ce mă chinuie, că mai ai pus să zic aici în oraș 40 de zile și acum poftim. Nu cade eu de mincinos și nu cade Dumnezeu de mincinos. Nu, frate, problema este alta. Tu n-ai înțeles că s-au împlinit cuvintele astea pe care le-ai spus. S-a împlinit profeția lui Iona sau nu? Da sau nu? Cine a zis da? Vorba lui Hrușov. <laughs> Știți că i a zis lui Hrușov că el vorbea după Stalin și spunea ce atrocități milioane s-au omorât în timpul lui Stalin și uh, cineva din sală strigă și Dar dumneata unde erai când s-au întâmplat? El ținea cu Stalin, individul ăsta în sală. Dumneata unde erai când s-au întâmplat lucrurile acestea? Uh, și Hrușov spune de la tribună cine a spus asta? Liniște, nimeni nu, nimeni nu se ridică. Și Hrușu îi spune, ce vezi unde eram, unde te-ai pitit acum? Dă frica morții, deci. De asta n-am spus lucrul ăsta. Dar vă întreb eu pe voi acum din nou. S-a împlinit profeția aceasta a lui Iona 40 de zile și Ninive... S-a împlinit sau nu? Da sau nu? Nu, da, da, nu, da! S-a împlinit Ninive la care a fost înainte de predicarea lui Iona. N-a mai fost niciodată! Nu! No. Acolo era născut din nou, era altcineva, alt Ninive era acolo, Ninive acela a pierit pentru totdeauna. În ziua în care vei păcătui, vei muri, în ziua aia a murit, fiindcă Adam acela n-a mai fost niciodată. Dar el a luat superficial lucrurile, n-a avut încredere în Dumnezeu. Și poate că ești acest ucenic fugar, vin înapoi, vin înapoi și Continuă lucrarea liniștită, liniștit. Frate, soră, copil, bătrân, indiferent cine ești tu, ce știi că ți-a încredințat Dumnezeu în via lui, lucrează. Nu e niciun lucrător al lui Dumnezeu care nu trebuie să înfrunte arșița și suferințele și jurile și de toate lucrurile, dar nu lucrăm în funcție de împrejurări, ci, ci în funcție de Dumnezeu. Vino înapoi. Judecata Ninivei a avut să se loc. Trestia frântă fusese vindecată, că asta înseamnă judecată. Plumbul topit scos afară, zgura scos afară, Ninive a fost restaurat. S-a împlinit 40 de zile și Ninive acesta nu va mai fi. Și așa ne rugăm noi pentru orice fel de rău din viața noastră. Așa să lucreze Bunul Dumnezeu. Iubiții mei, aș dori să încheiem citind cuvintele din Ioan capitolul 15. Aceasta este porunca mea, spune Iisus, și dacă nu ții cont de aceasta, nu are rost să mai vorbim de celelalte. Acelea nu mai contează de niciun fel. Aceasta e porunca mea: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Era o nouă înțelegere a iubirii la nivelul desăvârșirii? Și era o nouă chemare pentru că. Același principiu care însuflețea pe Iisus, îi va însufleți pe ei în relațiile lor unii cu alții. Aceasta, această iubire este dovada uceniciilor. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Hristos i-a legat de tronul lui Dumnezeu prin lanțul de aur al neîntrecutei sale iubiri. Doar aceasta te ține în viață. Este scopul lui ca această cea mai înaltă influență din Univers. Care este cea mai înaltă influență din Univers? Iubirea. Este, este scopul lui ca această cea mai înaltă influență din Univers, emanată din izvorul întregii puteri, să le aparțină. Ei vor avea putere să se împotrivească răului. Putere pe care nu o pot înfrânge nici pământul, nici moartea, nici locuința morților. Putere care îi va face în stare să biruie așa cum a biruit el. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Amin. Tată, îți mulțumim din toată inima că Tu lucrezi asupra bucuriei sufletului nostru. Te rugăm fierbinte, Doamne, să ne ajuți pe, acest, pe această cale nespus mai bună, să fim cu adevărat ucenicii tăi. Toarnă această iubire prin Duhul tău, în Sufletul nostru, în Familia noastră, în Biserica noastră, în lumea în care trăim și oriunde vom fi pe Pământ. Și tu să fii binecuvântat în veci. Amin.